Hai că l-avem la telefon pe un mare, tot pe un fost mare fotbalist și un domn care chiar poate să facă niște comparații. Este la telefon Iosif Rotariu. Roti, salut! Sănătate, mulțumesc pentru invitație și bine ați revenit în... Mulțumesc frumos! În emisiune de fotbal, că nu v-am auzit de mult. Și da. Salut și pe Dănuț Lupu, cred că e acolo. Da, Roti, salut! Dănuț Lupu, jurnalistul Alin Buzărin, Băne... Salut, Roti, salut! Îi salut pe toți, sănătate! Da, așa, Bănel Nicoliță și Robert Niță. Îi salut pe toți, vă aveți salutăm, bună ziua. Trupă puternică, mulțumim frumos, Roti. Da. Roti, te-am sunat în primul și în primul rând pentru că se știe deja, știm cu toții asta, ai avut, ca să spun așa, și tu ai avut privilegiu, da, de a juca împotriva lui Diego Armando Maradona, acum l-am văzut pe Messi și chiar părerea ta, cred că ești poate singurul din România la care părerea ta, cum să spun, e cea mai pertinentă, pentru că tu l-ai ținut pe Armando Maradona. Și vreau să te întreb după părerea ta, Maradona mai mare sau Messi mai mare? Dar te rog, nu vreau un răspuns diplomatic. După părerea ta, că l-ai văzut și pe Messi, ai jucat împotriva lui Maradona. Păi acum, nici nu știu cu ce comparație aș putea să fac. În primul rând, la Maradona s-a făcut marcaj om la om, cam la toate meciurile. Da. Era ceva mult mai greu pentru el ca să aibă mari realizări. Dacă i s-ar fi făcut marcaj și la Messi om la om pe tot terenul, cred că n-ar fi avut realizările lui Maradona. Părerea mea că Maradona a fost mai complet decât Leo Messi. Pentru că Leo Messi are, într-adevăr, e un geniu și el, dar are o libertate mai mare de joc, se face un marcaj în zonă, puțin mai larg, are timp să părească, să gândească. În schimb, la Maradona, la fiecare meci, avea un marcaj om la om, ceea ce invitații dumneavoastră și Dănuț știe foarte bine că atunci... Pentru adversar e foarte greu să se desprindă când are un marcaj om la om la el. Mm-hmm. Eu, din punctul meu de vedere, Maradona, dar nici Messi nu... Nu, e clar, Roti, e clar, nu poți. Dar nu asta mă interesa. Deci tu crezi că Maradona a fost mai complet decât Messi? Da, eu zic că da. Mm-hmm. Pentru că Maradona, în schimb, a avut și agresivitatea aia al fotbalului, a avut acel spirit de capitan, de a trage echipa după el, de a imobiliza, de a avut și alte lucruri nebunești. Cum avea și Dănuț Lupu. Nu era un băiat cu minte în fotbal. Maradona la fel a fost. Când Messi, într-adevăr, un talent uriaș, dar parcă n-a avut acea... Răutate? Răutatea asta de a comite. Sau nebunie. Cred că cuvântul e nebunie mai degrabă. Nebunie. Maradona o avea. Și eu cred că, în primul rând, Maradona, dacă i s-ar fi pus acea eșarfă care a pus-o lui Messi la final, eu cred că Maradona n-ar fi acceptat. Cred eu. Da, cum îl cunoșteai. Da. Cum l-ai văzut. Da. Cum l-am văzut de-a lungul timpului. Da. Roti, cum era Maradona? L-ai ținut. Cum era Maradona? Cum era Diego? Și ca, nu, spune-ne, și ca fotbalist, dar și ca om. Păi, în primul rând vreau să vă spun că și om în teren era un fel de Dănuț Lupu, că el știe. Da, adică... Mai punea o talpă, mai dădea cu cotul, mai scuipa, mai înjura, mai provoca tot timpul, dar ca fotbalist a fost uriaș. În momentul când n-am fost aproape de el să-l și lovesc, chiar că a jucat cu infiltrații de la pauza meciului, atunci n-aș avut nicio șansă, că în primele... două, trei acțiuni, am încercat să intercepez mingile, n-a apucat, a preluat mingea, a dat Lucanigea singur cu portarul. Deci chiar era tabulos, na. Deci era, deci tu nu puteai nici măcar să-l faultezi, nu? N-am apucat să-l faultez. În două, trei am încercat să intercepez mingea. Și m-am lovit de cursul blocului. N-am. A, deci nici măcar n-ai apucat, deși dacă vrei să-l lovești, Roti, nu puteai, că nu-l prindeai, ha? Nu, n-am apucat. Apoi ulterior am stat mai aproape, am anticipat un lucru, l-am fautat de multe ori. Într-adevăr, meritam cartonaș galben, cu toate că nu mi-a dat. Pentru că v-am zis, el la pauză a jucat cu infiltrație la Grezna. De la pauză. Deci ca fotbalist ceva, nu-l prindeai pur și simplu, ceva incredibil, nu? Nu. Uh-huh.
Dacă l-ai fi ținut pe Messi, văzând stilul lui Messi om la om, ar fi fost numai ușor, că e o prostie să spui că îl ții pe Messi și e mai ușor. Ar fi fost mai, nu, repet, nu vreau să folosesc cuvântul ușor, că eu nu pot să folosesc cuvântul mai lejer. Nu mai lejer, adică ai fi putut să-l ții mai bine, de exemplu, pe Messi, văzând stilul lui Messi? Eu zic că da. Eu zic că dacă Messi în foarte multe momente ale jocului, dacă vedeți, exceptând, să zic, semifinala și finala, unde într-adevăr a legat foarte mult, el are multe momente în care merge pe teren, se plimbă și atunci mi-ar fi fost mult mai ușor. Uh-huh. Pentru că, din punct de vedere fizic, ar fi fost și eu foarte proaspăt și atunci eram aproape și puteam să fac o alunecare, un tackling, să interceptez mingea, mi-ar fi fost pe mai ușor. Să-l închizi, cum ziceți voi, mai bine, practic. Să-l închizi bine. Da, clar, clar. Da, plus da, că da. Atunci când l-am marcat pe Maradona, aveam tot timpul și dublaj la el. Aveam colegii care erau aproape de mine, care... Uh-huh. Și la Messi, dacă i-aș fi făcut marcaj om la om și aveam încă un coleg lângă mine, probabil că... ar fi fost mai lejer decât cu Maradona. Uh-huh. Dar Maradona rău? Te-a înjurat? Era rău? Agresiv? Foarte. Știe de nu slupu cel mai bine, că el tot timpul, când juca în Steaua Dinamo, el era capul, el cu Lăcă erau capul provocărilor și... Și a răutăților. Nebunii fotbalistice, pe care era și Maradona. Da. Deci asta, și asta le lipsește fotbaliștilor din ziua de azi în România. Ce le lipsește, Roti? Ce le lipsește? Păi nebunia asta care vrea de nu supu. Dar grinta asta, răutatea asta pozitivă, nu pentru formă. Pozitivă, da. Băi, înțeles, valoarea lipsește ce se compară cei din ziua da, de azi. Sincer, sincer, ți-a mai aruncat vreo înjurătură Diego printre dinți? Păi aproape la fiecare minge când îl căutam. Am înțeles. Răi argentinienii ăștia, pasionali. Ei, eu de-aia și țin cu echipe din America de Sud, cu Argentina și Brazilia, pentru că ei au nebunia asta, agresivitatea asta, în sensul bun al cuvântului, nu-i rău, plus trăirea asta sufletești care le au ei. Uh-huh. Ei sunt ceva aparte față de europeni. Uh-huh. Da, întotdeauna au plăcut jucătorii sud-americani. Da. Și de-a lungul istoriei fotbalului, dacă am văzut ceva undeva, am văzut în jucătorii sud-americani. Uh-huh. De la Pele, la Ronaldinho, la brazilianul Ronaldo, da, Messi, și Ronaldo, Maradona. Brazilianul Ronaldo, fabulos. Da, da, și deci toți sud-americanii. Uh-huh. Deci fabulos, pur și simplu fabulos. Merita titlul Argentinei, Roti? Păi, per total, cred că da. A început foarte slab, meciul pierdut cu Arabia Saudită, iar apoi, pe parcurs, a început să joace bine, spre foarte bine, iar... începând din sferturi, semifinale și finale, cred că merita să câștige. Merita să câștige chiar în cele 90 de minute de joc, pentru că în final a fost o singură echipă, Argentina, până minutul 78, la cel penalti, la cea greșeală al Otamendi. Și, dar n-ar fi fost o finală atât de frumoasă dacă n-ar fi fost acea greșeală și să revină Franța. Așa pentru că rămâi și tu la părerea că finala a fost finala secolului, din punct de vedere al suspansului? Cu siguranță ca suspans, ca și calitate, intensitate, tot ce a fost, cred că a fost cea mai bună finală din istorie. N-am văzut pe cele când a câștigat Brazilia 5-2 cu Suedia sau nu știu unde s-a jucat, dar... Mi-amintesc de o semifinală disputată în 70 dintre Germania și Italia, câștigată de Italia cu 4-3, când Franz Beckenbauer juca cu un bandaj la mână, accidentat. Cred că și aia mi s-a părut de un nivel foarte ridicat ca finala de acum. Da. Roti, mulțumim frumos, mulțumim, foarte interesant ce ne-ai povestit, serios, pentru că tu le-ai trăit astea, chiar interesant, adică tu chiar ești un om care poți să vorbești despre Maradona și despre această comparație fabuloasă între Maradona și Messi. Dar știi cum e, Roti? Știi ce e frumos? Că toți și noi din studio și tu și românii și toată planeta asta am fost contemporan până la urmă cu acești jucători. Suntem mari norocoși că i-am prins. Foarte mari. Deci crede-mă, mari norocoși, pe cuvânt. Roti, mulțumim mult de tot. A fost Iosif Rotariu.